Pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea instituției prefectului, polițiștii și jandarmii hunedoreni, alături de reprezentanții ai altor instituții abilitate, au continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile legii 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Activitățile cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă au loc în sistem integrat și vizează, în special, zonele aglomerate, centrele comerciale, dar și mijloacele de transport în comun, scopul urmărit fiind prevenirea răspândirii virusului COVID-19, iar cei găsiți în neregulă au fost sancționați. În ultimele 24 de ore, polițiștii hunedoreni au derulat pe raza județului, atât în mediul urban cât și rural, acțiuni de verificare a măsurilor sanitare, vizând combaterea răspândirii noului virus SARS-CoV-2. Au fost verificate 66 societăți comerciale și 12 mijloace de transport în comun. De asemenea, au fost aplicate un număr de 12 sancțiuni contravenționale, 10 pentru nerespectarea măsurii de protecție individuale și 2 sancțiuni pentru nerespectarea interdicțiilor privind deplasarea sau libera circulație, în valoare totală de 3.500 de lei. Verificările au vizat de asemenea respectarea de către persoanele fizice a măsurilor de protecție individuală, respectiv purtarea măștii de protecție și a restricțiilor privind libera circulație în intervalul orar 22:05 dimineața. Polițiștii hunedoreni reamintesc faptul că scopul acestor controle nu este sancționarea populației, ci conștientizarea pericolului de infectarea cu COVID-19 și anunță că aceste acțiuni vor continua și în viitor. De asemenea, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara reamintesc și faptul că acțiunile de control vor fi efectuate de cadre îmbrăcate în uniformă, dar și în civil. Nu dorim sancționarea cetățenilor, ci dorim ca toți să conștientizeze faptul că sănătatea și viața persoanelor sunt cele mai importante, însă nu vom tolera nicio încălcare a legii. Suntem și vom fi prezenți permanent la datorie și aplicăm legea în litera și spiritul ei. În continuare, polițiștii împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor și instituții cu atribuții de control vor acționa atât în uniformă cât și în civil pentru verificarea respectării prevederilor legii 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara mai reamintește și faptul că la numărul Tel Verde 0800 800 165 se pot seziza nereguli privind respectarea măsurilor stabilite în contextul pandemiei de COVID-19.